Bună dimineața! În ședința de guvern de aseară au fost adoptate mai multe acte normative pentru buna organizare a noului an universitar în contextul epidemiei de COVID și, de asemenea, pentru demararea și accelerarea unor proiecte de investiții, precum și alte măsuri de sprijin în domeniul social și economic. Primul proiect de ordonanță de urgență, aflat pe ordinea de zi a ședinței de guvern, vizează modificarea legii 263 pe 2010 privind sistemul public de pensii. Prin acest proiect de ordonanță de urgență, în termeni populari, persoanele care au vârsta de pensionare și au un stadiu incomplet de cotizare pot cumpăra vechime pentru completarea stagiului de cotizare, fie stagiu minim de cotizare, fie stagiu complet de cotizare de 35 de ani. Este un proiect foarte important în domeniul pensiilor, care vine să repare o nedreptate pentru pensionarii care, din diverse motive, au stagiu de cotizare incomplet sau nu pot face dovada stagiului complet de cotizare și prin acest proiect de ordonanță de urgență inițiat de Ministerul Muncii, de doamna ministru Violeta Alexandru, cu avizele tuturor celorlalte ministere implicate, practic se repară această inechitate și persoanele îndreptățite la o pensie după îndeplinirea vârstei de pensionare pot să-și completeze stagiul de cotizare în limita maximă a 6 ani și la nivelul salariului minim brut pe economie. Practic, o persoană care în momentul de față nu are stagiu minim de cotizare de 15 ani, dar are vârsta de pensionare sau lipsesc câțiva ani de contribuții din stagiu complet de cotizare de 35 de ani, după adoptarea acestei ordonanțe de urgență, pot încheia un contract de asigurări sociale pentru plata contribuțiilor pentru perioadele respective. Nivelul contribuțiilor sociale care vor fi plătite va fi la nivelul salariului minim brut pe economie. Tot în domeniul social a fost adoptată în prima lectură un proiect de ordonanță de urgență care cuprinde mai multe măsuri în ceea ce privește organizarea noului an universitar și accesul universităților, dar și al studenților aflați în condiții sociale precare pentru achiziția de dispozitive electronice și tablete pentru participarea la cursurile online. Astfel, potrivit acestui proiect de ordonanță de urgență inițiat de Ministerul Fondurilor Europene, după modelul deja aplicat pentru învățământul preuniversitar, unde guvernul a alocat o sumă de 175 de milioane de euro pentru decontarea achizițiilor, pentru cumpărarea de tablete și alte dispozitive electronice în învățământul preuniversitar, acum se oferă aceeași posibilitate și universităților, instituțiilor de învățământ superior, pentru decontarea cheltuielor privind achiziția tabletelor pentru studenții care beneficiază de burse sociale și pentru achiziția de dispozitive electronice pentru desfășurarea cursurilor online. Bugetul alocat pentru instituțiile de învățământ superior este de 50 de milioane de euro, la care se adaugă încă 10 milioane de euro pentru achiziția de dezinfectanți și echipamente necesare în acest sens în cadrul instituțiilor de învățământ superior. În cadrul aceleiași ordonanțe a fost majorat plafonul pentru decontarea cheltuielilor privind achiziția de echipamente medicale efectuate de spitalele din țară în contextul COVID,
În acest sens, bugetul a fost majorat de la 350 de milioane de euro la 1,2 miliarde de euro. Sunt sume din fonduri europene obținute ca urmare a flexibilizării între programele operaționale din cadrul exercițiului financiar 2014-2020, în mod special din cadrul programului operațional Infrastructură Mare și din facilitatea REACT-EU. Prin această procedură, spitalele județene, spitalele locale, care au achiziționat diverse echipamente medicale în contextul COVID, trebuie să depună o solicitare de decontare a acestor cheltuieli la Ministerul Fondurilor Europene. Deja s-a întâmplat acest lucru pentru bugetul alocat de 350 de milioane de euro, însă ca urmare a numărului mare de solicitări și a sumelor cerute, acest buget a fost majorat de către Guvernul României de la 350 de milioane de euro la 1,2 miliarde euro. În cadrul aceleași ordonanțe de urgență a fost introdusă o modificare în privința unui alt program derulat de Ministerul Fondurilor Europene pentru categorii sociale vulnerabile. Ne referim la persoanele în vârstă care beneficiază de etichetele pentru masă caldă. În acest caz, programul a fost aprobat pentru persoanele în vârstă de peste 75 de ani, care au venituri la nivelul pensiei sociale minime, respectiv 800 de lei. Și prin această modificare adoptată în ședința de guvern de ieri, în prima lectură, se acordă posibilitatea sau pot beneficia de acest program și persoanele în vârstă de peste 75 de ani care au venituri sub nivelul acestei indemnizații sociale minime de 800 de lei. Reamintesc, valoarea tichetului este de 180 de lei pe lună și numărul beneficiarilor ai acestui program este estimat la aproximativ 300 de mii de vârstnici. Tot în domeniul social, Guvernul a adoptat în prima lectură un proiect de ordonanță de urgență pentru modificarea legii educației naționale, în sensul inaugurării, realizării unui program pilot de after school pentru categoriile de copii aflate în grupe sociale de risc de părăsire timpurie a școlii. În acest sens, un număr de aproximativ 300 de mii de elevi vor beneficia de un tichet educațional de 200 de lei pe lună, în limita unui buget de 30 de milioane de euro, pentru a participa la programe de școală după școală, programe de after school, astfel încât să fie încurajată participarea acestor copii la procesul educațional și să fie evitat abandonul școlar din partea unor categorii de risc social. În domeniul economic, mai multe acte normative, a fost adoptat proiectul de ordonanță de urgență pentru susținerea activității unor aeroporturi regionale în contextul economic generat de pandemia COVID-19. Anterior, Guvernul a aprobat un memorandum pentru instituirea acestei scheme de ajutor de stat pentru aeroporturile regionale cu un trafic de pasageri mai mare de 200.000 de persoane până la 1 milion de persoane pe an. Bugetul alocat acestui ajutor este de 22,2 milioane lei și vor beneficia de această măsură de sprijin
aeroporturile regionale de la Iași, Bacău, Cluj, Craiova și Sibiu. Pentru aeroporturile care au un trafic de pasageri mai mic, de 200.000 de persoane pe an, au fost deja acordate măsuri de sprijin similare anterior. De asemenea, în cadrul proiectului de ordonanță de urgență inițiat de Ministerul Fondurilor Europene, adoptat în prima lectură, au fost incluse câteva prevederi pentru modificarea ordonanței 130. Ordonanța 130 este cea care reglementează desfășurarea și implementarea programului de 1 miliard de euro granturi pentru companiile afectate de criza generată de pandemia COVID-19. Acest program este derulat prin Ministerul Economiei. Deja a fost lansată aplicația pentru preînregistrarea solicitanților în cadrul acestui program. Și sunt trei categorii principale de măsuri active de sprijin pentru companiile afectate de COVID. Vorbim despre microgranturi de până de 2000 de euro pentru companiile așa numite SRL-uri fără salariați, companii care practic sunt o formă de prestare a unor activități economice de către acționarii acestor companii. De asemenea, avem granturi pentru capital de lucru, granturi de repornire pentru cele mai afectate sectoare economice. Aceste granturi sunt în valoare de până la 150.000 de euro pentru domeniile Horeca, transport și alte domenii afectate de COVID. Și, nu în ultimul rând, a treia categorie de intervenții prin acest program se referă la investiții în reprofilarea activităților economice la nivelul întreprinderilor mici și mijlocii. Și în acest sens, companiile pot solicita granturi cuprinse între 50.000 și 200.000 de euro. Prin modificările adoptate, repet, în prima lectură, în cadrul ședinței de guvern de ieri, se elimină câteva bariere în urma consultărilor publice cu mediul de afaceri și la solicitarea acestora, se elimină câteva bariere în aplicarea acestui program și se extinde plaja beneficiarilor acestui program. Astfel, au fost introduse noi coduri CAEN pentru activități eligibile în cadrul acestui program, coduri din domeniul construcțiilor, comerț, industrie alimentară, turism și alte domenii de activitate economică. De asemenea, a fost eliminată cerința privind pragul pentru cifra de afaceri de minim 5.000 de euro pentru acordarea microgranturilor de 2.000 de euro. Iar în ceea ce privește granturile pentru capital de lucru, au fost introduse de asemenea în categoria domeniilor eligibile, nu numai zona de Horeca, transport, organizatori de evenimente, dar și zona de saloane de înfrumusețare, care au fost omise în prima etapă a acestui program și în acest moment sunt adăugate astfel aceste categorii de activități economice eligibile. Tot în domeniul economic a fost dezbătută din nou ordonanță de urgență pentru instituirea schemei de sprijin pentru plata chiriilor în cazul celor afectați de epidemia COVID, care au trebuit, în cazul comercianților, care au trebuit să-și suspende sau să-și întrerupă activitatea pe perioada stării de urgență, respectiv stării de alertă, în domenii în care s-au păstrat restricțiile privind desfășurarea acestor activități. Mecanismul în acest caz este unul care
Pe de o parte, vine să sprijine pe cei care au plătit o parte din chirii, chiar dacă nu au desfășurat activități pentru că erau sub imperiul contractelor de chirii cu marii proprietari de spații comerciale. Pe de altă parte, în cazul celor care au beneficiat de diferite facilități și reduceri la plata chiriilor, aceștia pot plăti către proprietarul de spații comerciale acest sprijin, urmând ca proprietarul să prelungească contractul de închiriere cu o perioadă de 6 luni și să reducă cuantumul chiriei cu 15% pentru următoarele 6 luni. Concret, bugetul acestei scheme de ajutor de stat este de 160 de milioane de lei, se estimează un număr de aproximativ 3.000 de beneficiari și se acordă un sprijin pentru decontarea a 50% din valoarea chiriei pentru comercianții care își desfășoară activitatea în spații comerciale mai mari de 15.000 de metri pătrați și care au avut activitățile suspendate în perioada 15 martie-15 iunie. Valoarea acestui sprijin de 50% în cazul în care din valoarea chiriei, în cazul în care au beneficiat de diferite forme de facilități de reducere a valorii chiriei din partea proprietarului. Proprietarul primește contravaloarea acestui sprijin, în schimbul prelungirii contractului de închiriere cu 6 luni de zile și diminuării valorii chiriei cu 15% pentru această perioadă. Este una dintre cele mai generoase scheme de sprijin de acest tip din Uniunea Europeană, care vine să compenseze pierderile comercianților care și-au întrerupt activitatea ca urmare a epidemiei COVID în marile centre comerciale. În ceea ce privește proiectele de infrastructură, au fost mai multe acte normative în ședința de guvern de aseară pentru deblocarea sau accelerarea unor proiecte importante de infrastructură din țară. Astfel, a fost adoptat proiectul de hotărâre de guvern pentru realizarea ultimelor exproprieri pe centura municipiului Rădăuți. Este vorba de relocarea unor utilități, astfel încât, după adoptarea acestui act normativ, practic, se asigură toate condițiile pentru finalizarea cât mai curând a acestui proiect de infrastructură, respectiv, până la sfârșitul acestui an, centura municipiului Rădăuți ar putea fi finalizată. De asemenea, pentru drumul expres Craiova-Pitești a fost adoptat un proiect de hotărâre de guvern pentru exproprierea unor imobile de pe tronsonul 3 al acestui drum expres. De asemenea, valoarea acestor exproprieri se ridică la aproximativ 13 milioane de lei și în acest caz, ca urmare a adoptării acestui act normativ, se asigură frontul de lucru pentru constructor pe acest tronson. Un proiect de infrastructură care a avansat în mod spectaculos, am putea spune, în acest an, ajungând la un grad de execuție, drumul expres Pitești-Craiova, de peste 50% în condițiile în care la preluarea guvernării au fost lăsate doar câteva borduri în câmp de guvernarea anterioară. Tot în domeniul proiectelor de infrastructură, a fost adoptat un proiect de hotărâre de guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru varianta de ocolire Sighișoara din județul Mureș. Este un proiect important în zonă, a cărui valoare se ridică la 391 de milioane de lei și vizează centura ocolitoare a orașului Sighișoara în lungime de 13 km. Este primul pas în realizarea acestui proiect, primul pas adoptat de către guvernul Orban în ședința de guvern de ieri seară.
De asemenea, a fost adoptat proiectul de hotărâre de guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții sală polivalentă în municipiul Brașov. Este un obiectiv de investiții mult așteptat, promis de mai multe ori, dar pentru care guvernele anterioare nu au făcut nimic și în acest sens guvernul a adoptat indicatorii, a adoptat un proiect de hotărâre de guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ca un prim pas în realizarea acestui obiectiv de investiții. Este vorba despre un obiectiv cu o valoare de 404 milioane lei pentru realizarea unui complex multifuncțional de tip sală polivalentă în municipiul Brașov cu 11.400 de locuri. Un alt proiect de hotărâre de guvern important pentru autorități, pentru diverse autorități locale, în acest caz vorbim despre municipiul Timișoara. Este un proiect de hotărâre de guvern prin care, practic, este redată pădurea din Timișoara în suprafață de aproximativ 512 hectare, este redată timișorenilor. Este vorba despre o suprafață forestieră aflată în administrarea Rom-Silva și care, ca urmare a adoptării acestui proiect de hotărâre de guvern, va reveni în administrarea municipiului Timișoara pentru transformarea acestuia într-o pădure parc de care să se bucure toți timișorenii. Este și acest obiectiv a fost foarte mult timp blocat și întârziat din motive diverse birocratice. Iată, după mai multe discuții între Ministerul Mediului, Ministerul Justiției, Ministerul Lucrărilor Publice, s-a ajuns la o soluție pentru trecerea acestei suprafețe din administrarea Rom-Silva către municipiul Timișoara, astfel încât timișorenii să poată să se bucure de o pădure parc în suprafață de aproximativ 520 de hectare, care poate fi amenajată în beneficiu locuitorilor municipiului Timișoara. Un ultim act normativ pe care aș dori să-l prezint din domeniul agriculturii este vorba de proiectul de hotărâre de guvern pentru modificarea normelor de aplicare la Agenția Domeniilor și normelor de aplicare la legea privind funcționarea Agenției Domeniilor Statului. Este un act normativ care permite realizarea unuia dintre programele incluse în Planul Național de Investiții și Relansare Economică al Guvernului condus de domnul prim-ministru Ludovic Orban, respectiv completarea programului de instalare a tinerilor fermieri pe lângă subvențiile acordate din fonduri europene, acordarea facilității acestor tineri fermieri de a beneficia de o suprafață de până la 50 de hectare concesionată din proprietatea statului, aflate în proprietatea statului prin Agenția Domeniilor Statului. După adoptarea acestui proiect de hotărâre de guvern, practic, Ministerul Agriculturii va putea implementa programul de instalare a tinerilor fermieri cu teren concesionat de la stat de până la 50 de hectare. Acestea au fost principalele acte normative aprobate în ședința de guvern de ieri seară. În încheiere, aș dori să fac un apel către toți cetățenii pentru participarea la scrutinul electoral de duminică. Autoritățile au luat toate măsurile necesare pentru asigurarea condițiilor de siguranță pentru exercitarea votului.
Riscurile sunt minime în ceea ce privește posibilitatea de răspândire a infecțiilor coronavirus, nu sunt mai mari decât în orice altă activitate pe care o desfășurăm zilnic atunci când mergem la cumpărături, la supermarketuri, în mall-uri, piețe comerciale, biserică, teatru sau alte activități pe care le desfășurăm în mod curent. Nu există un risc mai mare. Invităm toți cetățenii României să participe la exprimarea votului duminică în condiții de siguranță. Vă mulțumesc pentru atenție. Dacă sunt întrebări, dacă nu, vă doresc o zi bună.